Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Este săptămâna mare pentru credincioșii catolici și nu se putea altfel să nu punctăm această sărbătoare, cea mai mare sărbătoare de peste an. Despre Sfintele Sărbători de Paște discutăm astăzi cu preotul Cornel Cadar, purtătorul de cuvânt al dieceziei romano-catolice. Lăudat fie Iisus, Părinte! În vecii vecilor, amin, și bine v-am găsit și de asemenea bine i-am găsit și pe telespectatorii dumneavoastră. Săptămâna luminată, săptămâna mare, săptămâna patimilor la credincioșii catolici, acum în aceste zile se încheie această săptămână, dar nu vorbim despre încheierea postului, ci haideți să punctăm aceste ultime zile. Suntem vineri, cum spun credincioșii ortodoxi, Vinerea Neagră. Exact. În Vinerea Mare a murit Mântuitorul pe cruce și este o zi foarte importantă. De aceea se cheamă în Biserica Ortodoxă Vinerea Neagră, Vinerea Pătimirilor Mântuitorului. El este dus spre Calvar astăzi și moare pe cruce. Și în amintirea acestui fapt, credincioșii din Biserica Romano-Catolică, în zi de Vinerea Mare, sunt ținuți pe cât posibil la post negru, sau să mănânce foarte puțin, pentru ca să se asocieze cu jertfa Mântuitorului de pe cruce. Evident, Vinerea Mare înseamnă celebrări în bisericile romano-catolice, în Catedrala din Iași, o asemenea celebrare la 18:30, prezidată de episcopul Petru Gherghel, nu este liturghie, tocmai pentru că e Vinerea Mare și Mântuitorul a murit pe cruce, ci este o celebrare a pătimirii Domnului, în care, într-un mod deosebit, se proclamă Evanghelia, pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos după Evanghelia, după Sfântul Ioan, o Evanghelie foarte lungă, care povestește ce s-a întâmplat de la arestarea Mântuitorului până la moartea pe Calvar, până la ultimile cuvinte pe care le-a spus acolo pe cruce, s-a sfârșit, Tată, în mâinile tale, îmi încredințez sufletul. Iar apoi crucea care este acoperită în aceste zile va fi dezvelită și prezentată credincioșilor spre a fi venerată și credincioșii rând pe rând pășesc în față, venerând crucea pe care a murit Mântuitorul și gândindu-se la marea iubire cu care Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său ca să moară pe cruce. Și apoi va fi momentul distribuirii Sfintei Împărtășanii, în care credincioșii pregătiți pentru a primi Sfânta Împărtășanie se apropie ca să se împărtășească. Spuneți-ne, bun, asta este Vinerea Mare, Vinerea Neagră, sunt mai multe denumiri ale acestei zile importante, dar sâmbătă? Sâmbătă e o zi de tăcere. Mântuitorul este în mormânt, totul este în așteptare, la fel nu există nicio celebrare în biserică în ziua de sâmbătă, ci e liniște, pace, oamenii pot intra în biserică, pot medita, e un loc special unde se îndreaptă spre mormântul Domnului, așa numitul mormânt al Domnului, și se gândesc la moartea, la jertfa de pe cruce a Mântuitorului și totul culminează cu slujba învierii. Dar mai înainte, probabil că trebuia spus, amintit de Joia Mare, pentru că aceste trei zile sunt cele mai importante din timpul anului, joi, vineri și sâmbătă. În jurul acestor zile se creează toate celelalte sărbători. Mai întâi se fixează aceste zile, Paștele, și în jurul Paștelui. Despre cum fixăm Paștele aș vrea să discutăm, dar n-aș vrea să terminăm, pentru că sâmbătă seara începe slujba învierii. Și atunci vreau să vă întreb un lucru, pentru mine pare așa puțin. Începe slujba sâmbătă seară și ea se termină duminică dimineață, nu? În mod normal așa ar trebui, dar la romano-catolici slujbele sunt mai scurte. Pentru că Papa, am înțeles că își va susține slujba, nu, liturghia, duminică dimineață. Și duminică dimineață, dar este și slujba învierii de noapte. Bun. Părinte, vreau să vă mai întreb un lucru înainte de a trece la modul în care, poate de neînțeles, cel puțin pentru mine, e puțin de neînțeles, dar
presupun că și pentru o parte din telespectatori. Spuneți-mi și mie, pentru că la creștinii ortodoxi lumina spune, domnule, vine de undeva de peste mări, lumina sfântă, cum apare lumina sfântă la credincioșii catolici? Și în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică, lumina este un simbol. Deci nu lumânarea aceea și nu flacăra aceea sunt cele mai importante, ci faptul că Iisus a înviat. Lumina sau flacăra, lumânarea se aprinde de la un foc care este binecuvântat afară. În sâmbătă noaptea, în fața bisericilor catolice, se aprinde un foc și de la acel foc pe care îl binecuvântează preotul sau episcopul, se aprinde o lumânare mare, pascală se cheamă, pe care sunt gravate anul și alfa și omega, începutul și sfârșitul simbolului dar. Hristos, și de la acea lumânare credincioșii aprind lumânările lor. Deci nu este doar un simbol. Nu-i Hristos. Da, bine, este într-adevăr simbolul... Hristos a înviat. Păi așa, sigur, există tradiția în Biserica Ortodoxă că lumina vine de la Ierusalim, așa de acolo, este. Dar ce se întâmplă în satele în care nu ajunge lumina respectivă? Așa este. Nu, era o întrebare... Bun, haideți să trecem la modul de calcul a zilei în care cade Paștele. De ce diferă de la creștinii catolici și la creștinii ortodoxi? Este o problemă de calendar. Romano-catolicii, catolici în general, urmează calendarul îndreptat, calendarul gregorian, iar Biserica Ortodoxă urmează calendarul iulian, care este în urmă cu 13 zile. Regula este că Paștele se fixează în prima duminică cu lună plină, după echinocțiu de primăvară. Evident că fiind cu 13 zile în urmă calendarul iulian, echinocțiu cade într-o altă zi și luna plină ca atare se socotește de acolo și de aici apare diferența. Întotdeauna diferența e de la o săptămână până la o lună maxim în Biserica Ortodoxă. Pentru că se urmează calendarul iulian, calendarul vechi. Calendarul vechi. Biserica Romano-Catolică încă de prin anii 70 a lansat o provocare către bisericile ortodoxe de a ține Paștele împreună. Și a venit și cu o propunere. În a doua duminică din aprilie să fie în fiecare an Paștele. Noi așteptăm răspunsul, numai că este mai dificil pentru din că... Din 1970. 70 și au ceva. Au trecut... Da. E mai dificil pentru că bisericile ortodoxe fiind autocefale, fiecare trebuie să dea câte un răspuns, dar nu asta e important. Important este că este același eveniment sărbătorit. E Paștele. Și poate că sărbătorind la date diferite, avantajul este că ne ține memoria trează că Iisus a înviat. Adică dacă în Biserica Catolică începem să spunem Hristos a înviat de duminică, iată că vine Biserica Ortodoxă după aceea și ne reamintește, da, a înviat. Deci e această certitudine pe care au avut-o apostolii, care au schimbat lumea de la, gândiți-vă la numărul acela mic de apostoli, 12, unul a trădat, 11. Exact. Da? Deci 11 apostoli care au schimbat o lume întreagă, un imperiu care era întins pe vremea aceea, Imperiul Roman, exact. Peste tot, deci a fost răvășit, schimbat cu totul. S-a schimbat toată lumea cunoscută în acel moment. Prin acea veste pe care au dat-o, că Iisus nu mai este în mormânt, că a înviat din morți. Și vestea asta a străbătut veacurile, popoare, rând pe rând au acceptat creștinismul. Gândiți-vă la popoare care erau păgâne, războinici, care oameni înclinați spre violență, care au fost transformați de vestea aceasta extraordinară, Hristos a înviat din morți. De ce v-am întrebat despre modul de calcul? Pentru că este posibil ca în mintea celor mici, adulții deja înțeleg, în mintea celor mici să se iște puțină confuzie. Dom'le, păi când a murit Iisus Hristos? Când a înviat? Atunci când spun catolicii sau atunci când spun ortodoxii? De asta întrebam. Adică, nu știu, din punctul meu de vedere ar trebui să fie o dată foarte clară, cea în care a fost consemnat, nu? Că a fost răstignit și a dat Duhul și s-a reîntors între discipolii săi
Păi vedeți, nu există o dată fixă, pentru că evreii și atunci și acum nu urmează calendarul pe care îl urmăm noi. Ei urma un calendar lunar, țineau de luna plină, care nu cade la înțelesesem că acesta a fost și motivul pentru care a venit calendarul gregorian, pentru cel calendarul care era ținut înainte, era mai lung decât anul... Calendarul solar rămăsese în urmă. În urmă. Era diferență mare, acum diferența este de 13 zile. Este adevărat că dacă Paștele la catolici cade în aceeași zi cu Paștele evreilor, se amână Paștele catolicilor cu o săptămână? Nu, în Biserica Ortodoxă este regula asta. În Biserica Ortodoxă este regula asta. Care ar fi motivul, dacă îl știți? Că... Ea vine din tradiție, din tradiția veche, pentru că atunci când creștinii au pornit, primii creștini au fost dintre evrei. Și trebuiau să se diferențieze puțin de cultul ebraic, care cult era la templu și apoi în sinagogi. Și diferența s-a făcut inclusiv prin fixarea sărbătorilor. Atunci era necesar lucrul ăsta, pentru că altfel lumea intra în confuzie. Care sunt evrei și care sunt creștinii? Acum nu cred că mai este... Sigur, dar păstrându-se tradiția, asta nu-i neapărat să spunem, se păstrează o tradiție. Important este că, indiferent dacă ești credincios catolic sau credincios ortodox sau evreu, aceasta este sărbătoarea care am putea spune că ar trebui să unească toți credincioșii. Pentru catolici și ortodoxi, da, pentru evrei nu, pentru că ei celebrează Paștele vechi, adică ieșirea din Egipt a poporului ales și trecerea prin Marea Roșie. Da. Și își amintesc în fiecare an, printr-un miel jertfit, printr-un miel pe care îl mănâncă împreună cu familia, că atunci când au ieșit din Egipt, au jertfit un miel și cu sângele acelui miel au uns ușorii ușii și a trecut Îngerul Morții și acolo unde vedea sângele, ocolea casa aceea. Bun. Era un simbol al Mântuitorului, de fapt. Exact. Sângele lui Hristos, care dacă îl lăsăm să se apropie de noi, ne ocolește moartea veșnică. Vreau să vă întreb totuși un lucru legat de un obicei care știu că este și la credincioșii catolici și la cei ortodoxi, ouăle roșii. La catolici este adevărat că în Vinerea Mare nu este bine să fie făcute aceste ouă roșii? Nu. Nu. Deci, pot deci nu este ca la ortodoxi, că se spune, domnule, în Vinerea Mare când Iisus Hristos a fost arestat, batjocorit, condamnat, a mers pe Golgota și a murit, nu e bine să... După știința mea, nici în Biserica Ortodoxă nu este obiceiul. Păi nu, acesta. În Biserica Ortodoxă... Obiceiul este mai mult în popor, adică... Bun, dar eu știu că obiceiul din popor nu l-a inventat așa populația, ci i s-a explicat ori joi, ori sâmbătă trebuie să... Sunt multe lucruri care nu sunt notate în cărțile bisericești, nici în Biserica Catolică, nici în Biserica Ortodoxă și oamenii totuși le fac. De exemplu, există un obicei, în ambele, la români în general, în ambele biserici, la Paști zice, trebuie să ne cumpărăm ceva nou. O haină nouă, o ceva nou. Nu-i notat, dar obiceiul este interesant, pentru că Paștele înseamnă înnoire. Ei, dacă eu îmi iau ceva nou, ar fi culmea să nu mă înnoiesc și prin interior. Adică mă înnoiesc numai prin exterior și prin interior, nu. Dar poate că obiceiul ăsta mi-amintește că trebuie să mă înnoiesc și sufletește. Dar nu e notat în nicio carte, nici în scripturi, nici... Dar așa sunt și multe lucruri, obiceiul de genul ăsta, care există între oameni, s-a dus de la o generație la alta. Au fost spuse din vorbă în vorbă. Ele nu fac nici bine, nici rău. Că în cele din urmă, că dacă vopsesc eu ouăle joi și nu vineri și le vopsesc sâmbătă sau le vopsesc vineri, nu influențează cu nimic credința mea. Important este sărbătoarea ca atare și să reușim ca măcar de această sărbătoare. Spiritul sărbătorii, pentru că spiritul sărbătorii, da, să simțim. Oamenii se pregătesc. Va veni Paștele și în Biserica Ortodoxă și există o anumită grabă, un freamăt. Oamenii se duc la cumpărături, fac curățenie în biserică, în case. Case, da. Își cumpără haine noi sau eu știu lucruri noi. Se pregătesc, fac pregătirea asta exterioară. Și de multe ori uităm de pregătirea interioară. Pentru că degeaba fac eu curățenie în casă,
dacă n-am făcut curățenie înăuntru, în așa suflet. Este. Pentru că toate bisericile, Biserica Ortodoxă, Catolică și toate bisericile în general îi îndeamnă pe oameni, oameni buni. Aveți grijă și de spirit. Sufletul, sufletul, apropiați-vă de biserică, deschideți scripturile, citiți o Evanghelie, mergeți la biserică, spovediți-vă, curățați-vă sufletele, noiți-vă interior, adică dacă Hristos a înviat, trebuie să înviem și noi împreună cu El. Așa este. Altfel este o sărbătoare a noastră. Și nu este sărbătoarea învierii lui Hristos. Hristos a înviat, nu noi. Nu noi ne sărbătorim pe noi. E interesant, nu, că în ziua de Paști ne chemăm prietenii, avem o masă mai bună, ciocnim un ou roșu, dar ce se întâmplă cu sufletul? Aici e Paștele, în interior e înviere. Atunci e sărbătoare cu adevărat. Atunci simți cu adevărat acest spirit al sărbătorii. Mulțumim foarte mult pentru participare. Doamnelor și domnilor, înainte de a pune punct final, vreau să urez tuturor credincioșilor catolici un Paște fericit, sărbători fericite, cu liniște și cu pace interioară. Până data viitoare, cele bune! La revedere!